Echipa Star Salvator, care salvează destinele unor oameni aflați în situații disperate, a ajuns și în localitatea buzoiană Podgoria, la o familie amărâtă. Marilena are doar 25 de ani, iar destinul nu a fost deloc blând cu ea. Tânăra are trei fetițe pe care le crește singură, fără niciun ajutor, după ce în urmă cu 3 ani soțul ei a fost răpus de cancer. Actorul Dragoș Moștenescu a fost star salvator al acestei familii pe care a ajutat-o să meargă mai departe. A fost un rol foarte frumos. Trebuie să recunosc că inițial am avut oarecare temeri pentru că nu știam exact jocurile cum trebuie să făcute. Este prima oară când dintr-o emisiune de genul ăsta ajutoare am mai făcut de-a lungul timpului, dar o campanie de genul acesta n-am mai făcut de o bună bucată de timp, adică de fapt niciodată, că de-aia și de-aia mă gândeam cam care ar fi mecanismul. Mă simt foarte bine, îi spuneam și Oanei că e așa ca un fel de mângâiere sufletească faptul că lași după atâtea zile de muncă și alergătură o familie fericită. Împreună cu echipa emisiunii, dar și cu toți oamenii care le-au întins o mână de ajutor, Dragoș Moștenescu a reușit să aducă bucurie Marilenei și copilelor ei. O cameră din casa în care locuiesc acestea a fost renovată, iar tot mobilierul vechi a fost înlocuit cu unul nou. Campania de ajutorare a familiei s-a încheiat cu un spectacol care a avut loc la Căminul Cultural din satul Coțatcu. Pe scenă a urcat atât Dragoș Moștenescu cât și Adina Răducan, câștigătoarea concursului X Factor. Pentru mine să fiu în această seară aici a însemnat foarte mult, m-am emoționat foarte tare. Să văd în primul rând un public atât de deschis și atât de niște copii care totuși nu duc o viață simplă, nu duc o viață ușoară și sunt atât de fericiți când vine cineva să cânte, când este cineva alături de ei și nu mai spun de familia Alexandru, eu sunt foarte mișcată de acest caz și de aceea și acum după m-am dus la această familie să-i felicit în primul rând pentru ceea ce fac ei, pentru puterea pe care au și îmi dau seama că nu este ușor să treci asemenea greutăți, să-ți pierzi tatăl. Eu știu ce înseamnă, tatăl meu a fost plecat în Germania și pot să corelez așa puțin, dar îmi dau seama că este foarte greu. Toți oamenii cu suflet care au participat la eveniment au ajutat cu ce au putut familia aflată la nevoie. Prezentatoarea emisiunii, Oana Roman, i-a invitat pe aceștia să doneze câte puțin din ce au pentru a o ajuta pe Marilena și pe fetițele ei. Eu am să le pun acolo și apoi vă invit pe fiecare dintre voi. Dacă vreți să faceți un gest, orice și oricât, pentru oamenii ăștia și un leu, înseamnă enorm. Am aflat de acest caz și sunt și locuitor acestei comune și am venit și eu să întind o mână de ajutor cât este posibil cu puținul nostru, împreună cu membrii organizației noastre de partid, să ajutăm câte puțin în ceea ce putem. Domnul Dragoș Moștenescu a fost persoana implicată și a dorit să și vadă cum se fabrică încălțămintea. Ne-a dat o zi, o mână de ajutor. Noi am fost cu atât recunoscători încât am spus, domne, mai mult decât faptul că v-ați implicat, noi suntem în zona în care o să ajutăm familia. Am avut, în măsura posibilităților noastre și am înțeles că au mai fost și alte persoane coparticipante la acest ajutor. Și autoritățile din Podgorie au promis că vor susține familia în continuare. Ne bucurăm că au venit aici, că i-au ajutat. Sunt câteva familii, inclusiv familia Alexandru, cu probleme, știți și ați văzut despre ce este vorba. O să ajutăm și noi în continuare. La finalul spectacolului, Marilena și fetițele ei au plâns din nou, de data aceasta, de bucurie. Mă simt foarte împlinită și foarte mulțumită de ce a făcut domn primar și cei de la Antena Star și le mulțumesc foarte mult și le mulțumesc din suflet. Dacă doriți să schimbați viața celor trei fetițe crescute doar de mamă, puteți să le ajutați în continuare donând bani în contul RO 63 BRDE 450 SV 573 393 84500 deschis la BRD cu mențiunea Familia Alexandru. Mesajul meu de la început a fost că noi încercăm să arătăm că nu trebuie să ne pierdem speranța, că a întinde o mână cuiva te ridică pe tine foarte mult și că avem nevoie de solidaritate, că avem nevoie de omenie, că doar așa mai avem o șansă să ne salvăm ca specie, doar ajutându-ne între noi. Și la finalul fiecărei ediții de Star Salvator eu spun oamenilor, le spun așa, dăruiți,
pentru că a dărui înseamnă iubire. Și Grup Media TV Sat se alătură campaniei de ajutorare desfășurată de echipa Star Salvator. În cadrul campaniei Învață să dăruiești, telespectatorii sunt invitați să întindă o mână de ajutor tinerei din localitatea buzoiană Podgoria.